referitor la previziunile despre luna iunie și este un moment de încălzire, ne încălzim, pentru că începând din luna iulie, mă reîntorc la horoscopul ultra detaliat al lunii. Sunt foarte multe cereri și solicitări, am vorbit cu cei de pe Telegram și vă reamintesc cu această ocazie că pe Telegram avem o comunitate super faină, super frumoasă, super activă, 5.000 și ceva de suflete, poți să te abonezi gratuit la canalul nostru de Telegram. Linkul de conectare la Telegram este în descriere și am discutat cu cei de acolo și mi s-a spus, Alexandra, horoscopul ultra detaliat al lunii, îl vrem. Avem răbdare, te așteptăm. Când ai să te simți pregătită să-l reiei, pentru că, credeți-mă, e o muncă titanică să faci ce fac acolo, pe acest horoscop, dar din iulie mă reîntorc cu el. Acum însă suntem pe YouTube, unde vei primi informațiile generale despre luna iunie, să știi ce te așteaptă, să știi ce se întâmplă, să fii pregătit informațional, pentru că iunie, în primul rând, este o lună de mare importanță. Întotdeauna, în fiecare an, luna iunie este extrem de importantă. Pentru că avem momentul solstițiului de vară. Solstițiul de vară, când ziua este egală cu noaptea, după aceea încep zilele să descrească în emisfera nordică și să crească în emisfera sudică. Este momentul în care ne facem analiza anului. Spunem, ok, ce am făcut până acum, ce urmează să facem până în decembrie. Este un moment foarte important de reflexie asupra activităților noastre, iar în acest an, solstițiul de vară pică pe data de 20 iunie. Dar hai să luăm lucrurile pe rând și voi vorbi despre evenimentele cele mai importante și voi vorbi despre planete, prin ce povești trec, în ce demersuri se duc planetele în această lună. Ideea este că trebuie să ne obișnuim cu conceptul că începem să ne aliniem la vibrația focului și a aerului. De acum, papa cu Pământul, Jupiter a intrat în gemeni, Marele Benefic a intrat în gemeni, se va pregăti și Saturn să treacă spre Berbec. Nu acum, stați, nu e în iunie, dar încetul cu încetul se întâmplă, se produce. Pluton deja este în semn de aer, a intrat în Vărsător. Saturn, v-am spus, se pregătește încetul cu încetul, mai are cale de bătut, dar va intra în Berbec. Nodul Nord este încă în Berbec, misiunea karmică, deci se întâmplă lucruri pe foc și pe aer și vă rog, nu începeți cu eu nu sunt zodie de foc și aer, nu mă interesează. Nu e adevărat, absolut toată lumea pe harta sa zodiacală, pe astrograma sa, are toate semnele zodiacale, deci undeva într-un domeniu de viață te așteptează și te interesează și pentru tine și pe tine. Și în iunie avem acea buffer zone. Știți când treceți o graniță, că există un fel de porțiune, se numește No One's Land, pământul nimănui, între două țări. E o chestiune de poate fi 100 de metri, 20 de metri, 50 de metri, dar nu aparține nimănui, pentru că acolo e zona în care te repoziționezi pentru a intra în vibrația țării în care urmează să pășești. Același lucru se întâmplă și în luna iunie cu noi pe cer, în sensul că s-au produs niște schimbări majore și acum le digerăm și schimbarea cea mai importantă a fost intrarea lui Jupiter în Gemeni și vă promit săptămâna asta, deci este deja filmat, acum sunt la capitolul montaj. S-a filmat Jupiter în Gemeni cu previziuni pentru fiecare semn zodiacal în parte, cum te influențează pe tine pentru un an de zile. Apare săptămâna aceasta, 2-8 iunie. Dar acum, pentru luna iunie, ce ne interesează să știm este că soarele se simte bine, este în semnul zodiacal al gemenilor până pe data de 20 iunie, când se va muta în rac. Soarele reprezintă energia vitală, reprezintă dinamismul, este forța aceea nevăzută care ne împinge dimineața din pat și ne ridică să facem lucruri. Și pe data de 4 iunie se va suprapune cu Venus, planeta iubirii, și va face, ne va conferi
multă energie, curaj, dinamism în acțiuni în care trebuie să luăm decizii importante privind viața noastră, privind drumul nostru, în dragoste și în finanțe. O zi bună dacă vrei să decizi să cumperi, să te muți, să te relochezi, să faci o investiție, să te ocupi de înfățișarea ta, să începi o dietă. O zi foarte bună data de 4 iunie. Avem pe 14 iunie din partea Soarelui mult ajutor în privința comunicării. Vom vorbi curajos, vom vorbi cu anvergură, cu aplomb, vom fi direcți, vom fi luciți și vom avea curajul de a visa în anvergură. Trebuie să avem grijă. Pe data de 20 iunie, da, se produce solstițiul de vară, va fi o filmare despre asta, da, soarele intră în semnul racului, dar atenție, pe 20 iunie are un aspect tensionat cu Neptun și asta înseamnă că în jurul datei de 20 iunie s-ar putea mulți dintre noi, multe semne zodiacale, să-și supraestimeze capacitatea de a face lucruri. Prin urmare, va fi nevoie să te gândești de 2 ori înainte de a acționa. Repet, în jurul datei de 20 iunie s-ar putea să supraestimezi capacitatea ta sau dimpotrivă. Să te subestimezi, să spui, eu nu sunt stare, eu nu sunt capabil, eu nu știu să fac, eu nu mă descurc, eu nu pot, nu pot. Nu lua nici pe nu, brațe, nu lua nici pe eu sunt supereroul zilei. Fii rațional și dacă ai nevoie să te mai consiliezi cu cineva, să ceri o părere, atunci fă-o, nu avea nicio ezitare, pentru că te vor ajuta mult și perspectivele celor care privesc din exterior înspre interior. Apoi avem Mercur, planeta comunicării, care pe data de 3 iunie intră în pași de dans și de samba în semnul său zodiacal pe care îl guvernează, intră în semnul gemenilor și tot pe 4 iunie, că ții minte că am vorbit că soarele pe 4 iunie face o conjuncție cu Venus. Ei bine, pe 4 iunie Mercur se suprapune cu Jupiter, marele benefic. Deci data de 4 iunie este o zi extrem de importantă pentru noi toți la capitolul beneficitate, la capitolul lua decizii importante, la capitolul negocieri, discuții, examene, tot ce ține de mental și planificare, super bine aspectat. Vom cunoaște mulți dintre noi în perioada aceasta o dezvoltare mentală, o dezvoltare intelectuală, vom învăța lucruri noi, vom fi deschiși către comunicare, vom manifesta multă curiozitate și disponibilitate să învățăm lucruri noi. Din perspectiva lui Mercur și a comunicării, ți-aș recomanda să fii puțin mai atent pe data de 12 iunie, când Mercur face o cuadratură, un aspect tensionat cu Saturn, pentru că pot apărea dificultăți în maniera în care îți exprimi gândurile și ideile. Și pot apărea tipare negative de gândire, să scoți la lumină demonia interior care o să spună, vai, dar nu poți, nu te descurci, nu ești în stare, nu ești capabil, și să o iei pe blocaj mental și să renunți la lucruri importante doar pentru că tu crezi că nu poți. Ei, schimbă mentalitatea, schimbă felul de a gândi, lasă să treacă data de 12 iunie și de pe 14, lasă o zi de gândire și de relaxare. De pe 14 iunie poți să te avânți în orice vrei tu pentru că ești foarte bine susținut. Deci, nu lăsa data de 12 iunie să te blocheze gândurile tale în acțiunile tale sau să nu permiți altora să te influențeze negativ în proiectele tale. Pe data de 17 iunie, Mercur, planeta comunicării, intră în semnul racului și intrând în semnul racului, se va suprapune cu Venus, planeta iubirii, despre care voi vorbi imediat și îți va aduce, indiferent de zodia din care faci parte, niște abilități sociale extraordinare. Vei manifesta șarm, vei fi carismatică sau carismatic, vei comunica și vei întâlni foarte mulți oameni. Deci, dacă în jurul datei de 17 iunie îți propui să participi la un eveniment, să iei parte la o întâlnire, să iei parte la o discuție, acum e momentul pentru că vei emana pozitivism, vei emana
încredere în sine, vei emana capacitate de transformare mentală și planuri curajoase cu care să influențezi și pe cei din jurul tău și ei să iei după tine, cu ca năvodul. Deci, parcă îmi imaginez un năvod în care sunt mulți peștișori și tu ești pescarul care trage la mal apoi îi pupă pe bot pe peștii ăștia și le spune câte un secret și îi aruncă înapoi în mare să-și facă treaba. Deci, multă conexiune socială cu anvergură pozitivă. Până pe 17 iunie, Venus, planeta iubirii și a banilor, este în semnul gemenilor. Asta înseamnă că vom fi curioși, vom comunica, dar nu neapărat ne vom asuma relațiile prea mult. Mai degrabă e tatonare mentală, da, decât mă duc la primărie să pun semnătura, să mă însor, să mă mărit. Nici vorbă de așa ceva. Deci este mai degrabă un moment în care, din punct de vedere social, ai capacitatea să interacționezi, să-ți creezi conexiuni din care să iasă și o poveste de iubire sau să rezolvi ceva financiar. Ei, lucrurile se schimbă și perspectiva se schimbă pe data de 17 iunie, când Venus intră și ea în semnul oracului și este foarte interesant. Mercur, despre care tocmai am vorbit, comunicarea și felul în care gândim, și Venus, iubirea și banii, intră ambele în rac, se și suprapun într-o conjuncție. Să știți că se intre două planete simultan într-un semn zodiacal e rar în astrologie. Iar Venus în rac ne va face pe toți mai un pic, vom merge cu frâna de mână trasă în privința relațiilor sau a investițiilor financiare, relații de iubire, investiții financiare, pentru că racul e precaut, racul este sensibil, racul este emoțional, racul are nevoie să pună în sistem, să înțeleagă, să se simtă confortabil, să se relaxeze și după aceea să acționeze. Dar uite că va ajuta Venus în rac foarte mult femeile, pentru că vor avea, doamnele, o renaștere a feminității și îți recomand tot ce înseamnă practică spirituală care să activeze feminitatea. Pistonează-o, pedalează-o pentru că e de foarte bun augur pentru tine. Tot ce înseamnă practică spirituală de evoluție, pentru evoluția ta, este foarte bine susținut dacă vizează latura feminității, vulnerabilitatea, diplomația, gustul și simțul artistic și lista poate continua. Orice vezi tu ca feminitate, mergi înspre direcția asta că te ajută foarte mult. Ne mutăm atenția către Marte, energie, vitalitate, dinamism, pentru că Marte pe 9 iunie spune la revedere pentru 2 ani zodiei pe care o guvernează, Berbecului, și intră în semnul Taurului. Și uite că se schimbă paradigma vibrațională, uite că se schimbă energia, pentru că Marte intrând în semnul Taurului va da o doză de încetinire în acțiunile noastre. Deci, el fiind energia și vitalitatea, intră pe semn de pământ, asta înseamnă precauție, ancorare în realitate, înseamnă maturitate, chibzuință, un pic zgârcenie pe alocuri și vom învăța să fim mult mai practici și vom avea foarte multe resurse mentale care vor accesa partea de simț practic din noi. E adevărat că vom da mulți dintre noi dovadă de încăpățânare și rezistență la schimbare, dar cu puțină autoanaliză și cu consilieri din partea celorlalți și cu mai multă încredere în sine după ce reflectezi la acțiunile pe care le faci, te asigur că poți să depășești această încăpățânare și rezistență la schimbare, pentru că schimbarea este factorul care pune viața în mișcare. Modul în care ne vom raporta la relații devine mult mai senzual și mult mai centrat pe intimitate fizică. Cred că în perioada asta se vor procrea mulți copii, multe suflete vor veni la întrupare. S-ar putea să devenim mai protectori și mai posesivi cu persoanele pe care le iubim și va trebui să învățăm să respectăm intimitatea celuilalt, va trebui să învățăm să respectăm limitele celorlalți.
În privința muncii și a finanțelor, ne vom focusa mai mult pe siguranță financiară, ne vom focusa mai mult pe a crea rezultate, a obține rezultate tangibile. Nu vom mai fi la capitolul hai că visez, hai că îmi fac planuri mari, hai că vorbesc mult și fac puțin. Acum se schimbă roata și, dimpotrivă, ne ducem pe zona lui. Hai că pot, hai că reușesc, hai că mă bag în proiecte din care am doar de câștigat. Și este, dacă vorbim în ansamblu, tranzitul lui Marte prin Taur reprezintă un moment în care e bine să o iei puțin mai ușor decât de obicei, să apreciezi mai mult latura fizică și materială a lumii și să te centrezi, să te focusezi pe a construi ceva tangibil, palpabil, adică și de durată. Este un moment în care ni se oferă oportunitatea să explorăm mai mult senzualitatea personală, simțul practic și resursele interioare de reinventare, remodelare și reclădire. Dragii mei, aceasta a fost povestea lunii iunie, așa pe scurt, pe repede înainte. Vă asigur că vor mai apărea filmări despre luna iunie, dar am vrut să vă trec în revistă planetele importante și nu vreau la final să închid fără să vă reamintesc că pe 6 iunie avem lună nouă în Gemeni, pe 22 iunie avem lună plină în Capricorn. Cei care aveți jurnalul secret al fazelor lunii, mergeți și faceți ritualurile de lună nouă, de lună plină. Nu te uita la dată, el a fost scris dat anul trecut, dar ritualurile date în jurnalul secret al fazelor lunii sunt evergreen, nu expiră niciodată. Deci tu te duci și cauți unde scrie lună plină în Capricorn și unde scrie lună nouă în Gemeni și după ce scrie acolo, ca să vezi rezultate. Dar despre luna nouă, despre luna plină vor fi filmări gratuite pe YouTube în care voi detalia mai multe lucruri. Vei dori să complementezi cu magia astrologică din jurnalul secret al fazelor lunii foarte bine. Ideea este că, îți mai reamintesc, pe 6 iunie avem luna nouă în Gemeni, pe 22 iunie avem o lună plină în Capricorn. Și în lumina aceasta, să aveți o lună iunie cât mai frumoasă și plină de productivitate. Revin cu filmări, revin cu shorturi, revin cu informații suplimentare, dar acum măcar știi că ai un solstițiu de vară pe 20 iunie, că data de 4 iunie este o dată foarte bună să faci o mulțime de lucruri pentru că pe cer se întâmplă lucruri minunate, că Mercur intră în semnul său zodiacal în Gemeni și apoi pe 17 iunie se mută în Rac, simultan cu Venus, planeta iubirii și a banilor, care intră și ea pe 17 iunie în semnul racului și ne schimbă vibrația, devenim mai intensi, mai pasionali, mai sensibili, mai intuitivi, în timp ce Marte schimbă macazul, se mută din berbec în taur pe 9 iunie și ne învață despre lucrurile stabile și concrete ale vieții. Să vă fie de folos informațiile primite aici, vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine la alte filmări. Și nu uita că aici și acum ești cea mai bună versiunea ta.